Salutare, hutenașilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi am intrat pe o hartă făcută de către Murky Kitty și este super interesantă pentru că, după cum vedeți în spate, avem un husky sau un câine, mai bine zis, adică eu, și avem și o vulpiță, adică Foxy. Mi se pare super, super amuzantă harta, chiar arată foarte, foarte bine și câinele și vulpița. Frumoși foc, băi, frumoși foc amândoi. Bineți, mă, bineți pe construcție, nu mai zic nimic. Să nu uitați de like-ul la plană și hai să vedem ce reguli avem. Reguli pentru Houdini, sunetul dat pe 0, bastoți mobi, ok, este dat deja pe 0. Reguli pentru abonați, like, share, subscribe, Trovo, Foxy minus Houdini. Într-adevăr, aveți acolo primul link din descriere care vă învață cum să intrați pe Trovo. Haideți cu toții pe live-uri și mai avem încă o cărticică de citit. Salut, Houdini, mai întâi trebuie să intri în câine, iar după în vulpe, poveste. Foxy și Houdini au fost răpiți, tu trebuie să-i salvezi pentru a posta din nou pe YouTube. Oh! Aoleu, până noi salvăm, nu mai postează nimeni pe YouTube. Mamă, avem aici o armurică frumoasă cu protection 2. Nice, este de Iron Camper Nuggets, da, e bine și așa, e bine și așa, băi, decât nimic, decât în pielea goală, e bună și armurica asta. Avem o săbiuță cu Fire Aspect 1 și cu Sharpness 3, e bună săbiuța, și un scut. Hai să nu-l folosim mai bine, că nu-mi place când ia vedere așa scutul. Și ne apucăm de treabă, mergem direct în husky, mă rog, în câine. Pe unde urcăm? Stai puțin să vedem, că nu știu pe unde este... Să nu zici că urcăm pe aici prin spate. Nu, dar pe... A, uite aici e scara. Ok. Așa, hai să vedem trept. Oh, no! Nu mai pot cu ăștia, bro. Nu mai pot cu ăștia, mama mia. De ce să dai într-un câine, frate? De multe, multe slime-uri, bro. Foarte, foarte multe slime-uri. No way. No way. Câte slime-uri să fie într-un câine? Deci, uitați-vă aici, e plin de slime-uri. I-am bătut pe ăștia, mai rămân cu slime-urile. Gata, sunt morți toți pillagerii, cred. Și acum ar trebui să bat și slime-urile repede. Cu fire aspect-ul merge super bine. Merge super bine. Le dai foc așa ușor de primăvară. Ia uite aici ce curățenie facem. Curățenie de primăvară. Mama mia. Îmi place. Rupe-i! Rupe-i. Gata, ok, e rup, frate. Îmi cam dau damage. Bă, de unde au apărut ăștia? Stai puțin. Pe ăștia nu i-am văzut până acum. Silver fishy? De unde au apărut ăștia? Opa! Opa, țopa, stai puțin, că pe ăștia nu i-am văzut până acum. Ce n-au apărut așa dintr-o dată? Așa, gata, băi, am perpelit. O, armurică mai bună în sfârșit, mere, frumos, și o săbiuță de netherite. Level up, boys. Ia uite ce avem aici, armură cu protection 3. Nice, și o sabie de netherite cu sharpness 4 și fire aspect 1. Bine, gata, mă, facem schimbul. Luăm merele, nu ne mai trebuie cărnita. Și hai să mâncăm și noi un măr din ăsta frumușel. Așa da, bă, așa da. Nice. Bun, și hai să vedem să mergem mai departe. Acum mergem la vulpiță. Să vedem ce a... Bă, tu unde ai scăpat, măi, mărlanule? De unde ai scăpat, măi, mărlanule? O, și la vulpiță oricăm pe aici. Ce-o căzut, bă? Aoleo, vindicatorii. Au căzut vindicatorii, bro. Mamă, câți vindicatori sunt aici. Mamă, e full de vindicatori. Ah, și blazuri, opa. Aoleo, că m-au prins acolo la înghesuială. Deci m-au prins la înghesuială, mărlănuții. Mamă, dar pe ăștia chiar i-am mărlănit repede. Ia uitați-vă și voi aici. Bine, mai sunt urăți ăștia de blaze care nu iau foc. Bă, mai apar. Stai așa că nu i-am mărlănit chiar așa repede. Oh, nu, și silverfish. Mamă mia. Oh, am scăpat cu viață. Deci nu cred asta că am scăpat cu viață. Mamă, dați-vă să le dau la joale. Mamă, că nu-i văd, bă. Nu prea-i văd. Nu mai prea am nici viață. Opa, așa. Aici mai am încă doi mai am.
Încă doi mai am, încă doi mai am. 1, 1, 1, gata. O, da, a, și încă un vindicator. De unde i-a apărut și tu? Mamă, păi am fript pe toți, bă. O, și acum avem level up din nou, boys. Armura cea mai șmecheră de Netherite și cu Protection 4. Bine-s, bine-s. Așa se face, boy. O, ați văzut, easy peasy. Intri în hachi, dai bucata, intri în vulpiță, dai bucata și gata, frate. Uite ce drăguț e vulpița. Chiar arată super șmecher. Mamă, chiar îmi place, bă. Chiar îmi place cum, cum i-au ieșit. Ia uite aici și cățelușii. Sunt super amuzante, zici că sunt bebeluși așa. Și acum avem aici, ia să vedem. După ce termin, intră aici. Ok, întrebări. Cine este în seria Utopia? Nociv, Ovidiu, Nociv, ok. Câți abonați are Costin? Bă, nu știu, cred că are 79k, cred că 7. Aoleo, am greșit, bă. Deci are, ok, 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 n-am mai intrat, că am văzut. Are 78,3. Bun, ok, credeam că are 79, nu mai știam exact. Bonus, trebuie să pui o diferență mai mare, știi, ca să-mi dau seama exact. Bonus, un mic parcurs. Oh, nice. Ne spunem aici așa să dormim. O, loc, pleacă, bă. Bă, tu nu vezi că am sabie din asta șmecheră? Vine el, bă, să o dea cu mine cu... Taolo. Tu nu vezi ce sabie am cu Fire Aspect, cu nebunie de Netherite? Pe cum să vii să o dai așa cu mine, brodere? Să ne punem sabiuța frumos. Ok. No, hai să vedem. Am înțeles, am picat direct. Noroc că am patul lângă. Doar că am patul lângă, mamă, și am rezistat, băi, cu armura asta sunt bombini, erau de tot, gen. Opa, era să pic chiară, aceeași greșeală am făcut. Așa, easy peasy, lemon squeezy. Și aici? Mamă, cât de sus trebuie să mă duc, bă! Mama mia! A, și aici e un dropper, frumos dropper-ul, bă. Mama. Mama mia. Frumușel, frumușel, frumușel. Și mai avem încă un chest aparent. Uuuu, și avem elitra. Avem elitra, frumos. Rău de tot. Hai să ne punem elitra, să zburăm puțin ter cu elitra. Mă, ce îmi place la final de episod. Să zbor așa puțin cu elitra, bă. Deci mi se pare... Mi se pare bombă, rău de tot, bă. Să zbori așa la final de episod cu elitra. Mamă, e șmecherie. Chiar e tare. Să nu uitați acolo de like-ul ăla frumușel. Să nu uitați de un subscribe dacă nu ați dat subscribe până acum. Un follow pe Instagram, houdini.insta. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde fac live-uri zilnice alături de Foxy. Aveți acolo tutorial cum să intrați pe Trovo, cum să vă faceți cont și toate cele. De asemenea, să nu uitați și de un follow pe TikTok, houdini.tiktok. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade sau pe live-urile zilnice. Pa, pa!